Mâine începe summitul liderilor Uniunii Europene. Pe ordinea de zi se află decizia privind startul negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la blocul comunitar. Votul liderilor în Consiliul European trebuie să fie unanim, dar deocamdată nu pare să existe un consens, mai ales în ceea ce privește poziția Ungariei față de Ucraina. Ce au întreprins astăzi eurodeputații, ne spune trimisul nostru special la Bruxelles, Iulia Sarivan. Iulia, te ascultăm. Bună seara! În ajunul summitului Consiliului European, Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție prin care îndeamnă începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei. Rezoluția a fost adoptată cu largă majoritate și aici vorbim de 468 de voturi pentru și doar 99 de voturi împotrivă, ceea ce arată o susținere clară din partea europarlamentarilor din toate colțurile Uniunii Europene pentru începerea negocierilor de aderare. Dar această recomandare vine la pachet cu o condiție care presupune continuarea implementării reformelor. Reuniunea Consiliului European va avea loc în următoarele două zile, 14 și 15 decembrie. În cadrul discuțiilor vor fi abordate teme deosebit de importante, precum extinderea Uniunii Europene, revizuirea cadrului financiar multianual 2021-2027, sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, securitate și apărare, de asemenea va fi discutat și subiectul migrației, precum și viitoarea agendă strategică a Uniunii Europene.